semnul 10 că aici au voie să oprească lângă spitalul de urgență de pe strada Floreasca, doar ambulanțe și mașini speciale. Da, mașina de poliție, nu e ambulanță, nu e smord. Și staționează în mod ilegal și periculos, fix în intersecție, la trecere de pietoni, fără să aibă girofarul pornit. Fără să aibă voie prin lege. Deci lor le se poate, lor le se-i permis. Oricărui altui șofer îi se aplică amendă pentru așa faptă. Unde e dreptatea? Că ei în felul ăsta creează și situații de accident. Omul iese de după mașina lor și riscă să nimerească sub roțile altor mașini care trec prin intersecție. Dar nimeni nu o să le zică nimic, pentru că sunt din organe și ei cred că sunt supra-oameni, supra-drepturi. Dar nu e adevărat. Dacă am avea un ministru, o ministră de treabă, stai că ai pornit girofarul și au dat seama că e necesar. Deci sunteți în misiune și economisați baterie, vai! Vă invit în Partidul Verde. Ecologiști cuiva are.